Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre părinții imaturi emoțional, pornind discuția noastră de la cartea Vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional, instrumente practice pentru stabilirea granițelor și redobândirea autonomiei emoționale de Lindsay Gibson, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Cei dintre dumneavoastră care o cunosc pe Lindsay Gibson probabil că au citit și cealaltă carte publicată înaintea acesteia, publicată tot la editura Herald în colecția Psihopractica. Este vorba despre copiii adulți ai părinților imaturi emoțional și astăzi alături de noi este Oana Petrescu, psihoterapeut de orientare psihanalitică, psiholog clinician, consilier de dezvoltare personală și membru fondator la Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională. Oana, o carte pe care ai îndrăgit-o mult, pe care ai citit-o, un subiect, aș spune eu, foarte ofertant și aș începe discuția noastră încercând cumva să creionăm pentru cei care ne urmăresc, pentru cititori, să creionăm cumva un soi de definiție generală a părintelui imatur emoțional. Ce înseamnă sau cum definim părintele imatur emoțional? Bine te-am găsit, Sorin. Te-am regăsit. Da, a fost o carte pe care am citit-o cu foarte mult interes și ce mi-a plăcut, dincolo de un conținut relevant, de altfel, pe care îl putem deduce și din titlul cărții, nu? Ne ajută să înțelegem trăsăturile și să identificăm comportamentele părinților imaturi emoțional. Pe mine m-a ajutat mult să identific anumite comportamente imature din punct de vedere emoțional și în relațiile mele prezente cu adulții din jurul meu, nu doar gândindu-mă la comportamentele părinților mei sau ale părinților pacienților cu care lucrez în cabinet și de ce să nu recunosc inclusiv la comportamentele mele imature emoțional în anumite momente. Aș spune că această carte oferă un plus de informație și de conștientizare și pe partea aceasta ne ajută să ne analizăm și să ne examinăm relațiile cu persoanele din jurul nostru semnificative sau mai puțin semnificative și să identificăm aceste comportamente imature din punct de vedere emoțional și să luăm atitudine. Asta mi-a plăcut foarte mult. Revenind la întrebarea ta, cred că ne-ar ajuta să detaliem și să dezvoltăm puțin câteva trăsături, câteva comportamente imature emoțional. În primul rând, o trăsătură principală a părintelui, a persoanei imature emoțional, e preocuparea excesivă pentru propria persoană. Acești părinți oferă o relație unilaterală în care doar nevoile lor și interesele lor sunt centrale, sunt importante. Fie monopolizează interacțiunile cu propriile probleme, fie raportează tot ceea ce aud la propria experiență de viață, fie schimbă subiectul, fie minimizează ceea ce aud. Chiar și în momentele în care te ascultă până la capăt, nu-ți adresează întrebări, nu manifestă o curiozitate cu privire la ceea ce ai de spus, ce are detalii și pun punct conversației prin anumite afirmații agreabile. E minunat, e distrat de minune, e ok, lasă că va fi bine. E o ascultare amabilă și de complezență. Și superficială, nu rezonează afectiv, nu se implică psihic, afectiv în această discuție. Și asta pentru că nu caută o relație egalitară bazată pe reciprocitate. Ei se luminează la față când vorbesc despre ei, despre propriile experiențe și propriile probleme, dar nu arată interes și atenție atunci când ceilalți discută aspecte care se află în afara sferei lor de interes. Ce interesant e că cumva să înțelegem și ce se află în spatele acestui comportament și o să încerc să punctez de fiecare dată, pentru că e tare important. Pentru că în prima fază poți evalua această centrare pe propriile nevoi și interese și pe propria persoană ca fiind poate o dorință de afirmare, de valorizare. Ai senzația că poate vine din bucuria de a se gândi la propria persoană.
Doar că această preocupare pentru ei e mai degrabă, pentru propria persoană, e mai degrabă o preocupare anxioasă, o nesiguranță cu privire la propria valoare și nu o dorință de a se autocunoaște, de a se înțelege, de a se bucura de ei înșiși, de a verifica mereu dacă sunt în continuare importanți pentru ei și încearcă să-și reafirme acest comportament. Totodată ei abordează viața ca pe o competiție și tind să fie invidioși pe realizările și pe abilitățile, pe talentele celorlalți pe care încearcă să le devalorizeze și să le minimizeze. Au tendința de a fi geloși pe atenția pe care o primesc celelalte persoane pentru că au sentimentul că li s-a furat atenția care li se cuvine lor. Sunt incapabili de laudă și de aprobare atât pentru proprii copii, cât și pentru cei din jurul lor, pentru că sunt preocupați doar de propria persoană. Iar inclusiv actele de generozitate, atunci când îți oferă un cadou sau fac ceva pentru tine, sunt mai degrabă daruri și acțiuni care reflectă interesele lor, mai degrabă interesele unice, diferite ale celorlalte persoane. Și asta pentru că el nu... Ei resping diferențele individuale și părerile proprii. O altă trăsătură a părinților imaturi emoțional este că nu respectă autonomia și libertatea de a avea propriile gânduri și sentimente, de unde și vorba aceea, nici prin cap să nu-ți treacă așa ceva. Nu ai voie să gândești diferit de ceea ce spun ei să gândești, de aceea și dictează ceea ce să gândești și să simți. Nu trebuie să simți asta, nu trebuie să-ți fie frică. Mami, tati, mi-e frică, nu trebuie. Văd, și asta pentru că văd în ceilalți prelungiri ale propriei persoane și nu examinează lumea lăuntrică a celorlalți. Și asta pentru că nu se examinează pe lor, pentru că nu au această capacitate de autoreflexie și de a se gândi la propriile sentimente și gânduri. Și le lipsește flexibilitatea mentală și disponibilitatea emoțională de a accept, de a vedea lucrurile diferit. Da, înțelege că ceilalți gândesc și simt diferit de ei. Și ba mai mult, chiar și judecă gândurile și sentimentele celorlalți prin prisma nivelului lor de confort și le etichetează ca fiind bune sau rele, dacă lor le convine sau nu. Dacă ați fost crescuți de părinții maturi emoțional, probabil că vă simțiți însingurați, confuși și neglijați. Spune autoarea, ajungi la vârsta adultă, e posibil să aveți dificultăți în ceea ce privește punerea limitelor, exprimarea sentimentelor și construirea de relații sănătoase cu ceilalți. Și poate că părintele vostru, deși acum sunteți amândoi adulți, continuă să vă trateze cu batjocură și dispreț, ori încearcă să vă reducă simțul autonomiei personale. Este timpul să vă vindecați rănile sufletești provocate de comportamentul egocentric, nociv al părintelui vostru și să vă revendicați propria viață. Mă gândesc acum. Următoarea întrebare. Sunt cumva, hai să nu le spunem, mă rog, tot ceea ce ai spus tu până acum este perfect, perfect adevărat în ceea ce privește creionarea personalității părintelui imatur emoțional. Mă gândesc, oare ei sunt tributari unor tipare relaționale disfuncționale cu proprii părinți? Sau faptul că își doresc atât de multă atenție, nu știu, probabil, în loc să acorde mai multă atenție, să spunem, nevoilor copilului, și mai ales mă refer la nevoile emoționale, psihoemoționale, sunt centrați, cum spuneai tu, pe propriile nevoi. Poate nesatisfacerea propriilor nevoi și lipsa de atenție și de afecțiune și de empatie a propriilor părinți generează o perpetuare a unui astfel de tipar în relația cu proprii copii? Cu siguranță. Că ei nu s-au născut așa. De aceea și nu ne naștem așa, ci ne modelăm în funcție de mediul în care am crescut. Dau un exemplu apropo de acest tipar disfuncțional de comportament, de atitudine în relații pe care l-ai descris și o perpetuare a lui de la părinte la copil și ulterior de la copilul din trecut devenit adult la proprii copii,
De exemplu, indisponibilitatea afectivă a părintelui imatur emoțional și dificultatea lui de a se apropia emoțional, afectiv, de intimitate în relația cu proprii copii, dificultatea de a-și exprima emoțiile și de a primi emoții din partea copilului, vine din, imprimă în copil, firește că dacă nu are de unde învăța, nu învață. El își va reprima emoțiile, nu își va da seama ceea ce simte, va asocia orice emoție cu anxietate, și firește, va fi incapabil, când el va deveni adult și părinte, să-și susțină copilul în, în a-și procesa, a-și conține emoțiile și a-și le eticheta, a și le exprima într-un mod direct și constructiv, pentru că nu am învățat asta de la proprii părinți. Ce înseamnă să, apropo de ce spuneam puțin mai devreme și de ceea ce scrie pe coperta a patru a cărții, ce înseamnă să punem limite sau granițe sănătoase în relația cu părinții noștri? Mă refer acum, bine, normal, în condițiile firești în care părinții sunt în viață. Pentru că sunt cazuri în care părinții ajungi la o anumită vârstă. Da? Nu știu, 70, 80, poate la vârsta senectuții, își tratează proprii copii, să zicem undeva în jurul vârstei de acei copii având undeva în jur de 30, 35, 40, 45 de ani, 50 de ani, și tratează tot ca pe niște copii. Da? Bun. E clar că din punct de vedere biologic, acel părinte va rămâne părinte până la dispariția sa față de copil și copilul îi va rămâne copil, logic, acelui părinte, indiferent de vârsta lor. Dar aici vorbim de niște aspecte de ordin psihic și mai ales emoțional. Faptul că acel părinte, deși știe și e conștient de faptul că copilului a ajuns la vârsta adultă, da? Are la rândul său proprii copii, vine tot timpul poate cu sfaturi. Da? Lucrul ăsta se întâmplă mai ales în relațiile cu bunicii, bunicele, da? Când vin ele și mamă, eu am crescut ața copii sau nu știu ce, și vin și spun și dau tot felul de sfaturi. Las că știu eu cum se crește un copil, nu știi tu, da? Asta E, vine cu... tot. Da, zi. Zic, asta vine tot din dificultatea de a accepta că ceilalți au moduri diferite de a gândi și dintr-o nevoie de control, deoarece controlul excesiv e o altă trăsătură a părintelui imatur emoțional. El controlează tocmai dintr-o nesiguranță, dintr-o anxietate în spatele acestei nevoi de control, se află un sentiment, o teamă de abandon, o nesiguranță, o îndoială de sine. De aceea ei, de regulă, au acest comportament constrângător emoțional, prin care pun presiune și încearcă să inducă propriilor copii sentimente negative, neplăcute, precum vinovăție, frică, îndoială de sine, rușine pentru a face ceea ce, pentru ca ceilalți să facă ceea ce își doresc ei, să fie mai atenți la nevoile lor, să le accepte mai ușor și ceilalți să fie problema, nu ei. Care, să facem așa un soi de clasificare, care ar fi nevoile copilului pe care un părinte imatur emoțional nu le satisface? Aș deschide așa această listă și o continui tu cu, să spunem, lipsa de empatie. Da, părintele imatur emoțional nu este empatic și din cauza acestei lipse de empatie, să spunem că nu poate fi nici prea receptiv la nevoile emoționale, mai ales la nevoile psihologice și nevoile emoționale ale copilului. Adică mă gândesc că nevoile de bază le satisface. Cum de altfel și părinții noștri în copilăria noastră ne satisfăceau într-o pondere mai mare nevoile de Fizice, supraviețuire, materiale. materiale, fizice, exact, și erau mai puțin atenți, dacă nu aproape deloc, pentru că nu știau
nu știau de existența lor, nu că ar fi fost rău intenționat. Nu știau de N-au existența. învățat nici ei. Da, exact. Și aveam tot felul de etichetări. Ești tu prea sensibil. A, ești tu prea sensibilă. Bun, asta sunt eu sau fetiță sau băiat și asta este lumea mea interioară pe care eu ca copil mi-aș dori ca tu, părinte, să o cunoști, să o înțelegi, să o accepti și cumva să mă ajut, să mă Pentru ghidezi. că dacă nu Nu mă să o ajut, negi. Exact. dacă nu încerci să o cunoști, dacă nu rezonezi afectiv cu interiorul meu, dacă nu ești curios cu privire la ce se întâmplă în interiorul meu ca și copil, dacă nu mi-oglindești aceste emoții și mă înveți cum se numesc și cum să le identific, eu nu voi ști ulterior ca adult și nu voi ști să fac treaba asta nici cu copilul meu. De aia, nu, apropo de empatie și de disponibilitate emoțională, era și vorba aceea, copilul se pupă doar în somn. Cum să mă arăt eu deschis afectiv copilului meu, pentru că asta mă face să mă simt vulnerabil și pierd din putere. Deoarece părinții imaturi emoțional nu caută conectarea în relații, ci mai degrabă dominația. Putem vorbi și de manipulare aici? Sigur, controlul emoțional e o manipulare. Și inclusiv manipularea prin lingușire. Ești totul dacă faci ce îți cer ei, doar că ai valoarea fix a ultimului lucru pe care l-ai făcut pentru ei. Când nu mai faci, ești nimic. Poți fi minunat în prima secundă sau poți să nu contezi deloc pentru că nu ai făcut ce au spus ei în următorul moment. Deci iată, apare practic în relația părinte imatur emoțional cu propriul copil și un soi de iubire, aș spune eu, condiționată. Faci ca mine sau îmi satisfaci mie anumite lucruri, anumite nevoi ca părinte, da? Faci lucrurile așa cum mi le doresc eu, așa cum cred eu că de fapt eu ca părinte știu eu ce este mai bine pentru tine copil, da? Și atunci practic nu te las pe tine copil fiind să explorezi, să Și să-ți descoperi. găsești un drum diferit de al tău, pentru că ceea ce poate fi bine pentru mine, poate să nu-ți fie ție bine, tocmai că suntem persoane diferite, dar ei nu înțeleg aceste diferențe. Capitolul 7 îmi place foarte mult, din partea a doua a cărții Autonomia emoțională, revendicarea libertății de a fi voi înșivă, pentru că sunt convins că există persoane și există părinți care la rândul lor au părinți și încă părinții au față de ei acest comportament pe care noi îl menționam puțin mai devreme. Și grijă, și grijă, grijă pun cu ghilimele de rigoare, manipulare, control, intrarea în spațiul intruziv, lasă că știu eu ce e mai bine pentru nepoții mei, pentru copii, și vine tot timpul cu sfaturi, ca și cum tu nu ai fi în stare, adică tu nu știi, da, dar și părintele infantilizează. E un soi de infantilizare, exact. Și ce mi-a plăcut în capitolul 7, intitulat Hrănirea relației pe care o aveți cu voi înșivă. Cum să căpătați încredere în lumea voastră interioară? Ce trebuie să facem în acest sens pentru a începe o relație mai bună cu noi înșine? Acum, uite, înainte de a-mi răspunde, mă gândesc la un alt aspect extrem de relevant, aș spune eu, din punctul meu de vedere. Și mă gândesc la copiii sau la genul de familii din acestea care trăiesc într-un spațiu locativ împreună cu bunicii. Imaginează-ți ce este acolo. Adică sunt copiii, sunt părinții și sunt părinții părinților de copii. Da? Pentru că acolo cred că există un mai mare control. O mai mare manipulare și o confuzie între roluri, pentru că nu... Absolut, pentru că îți dai seama, acolo
ești, te lovești tot timpul, da? Tu ești cu copiii, da? Cu partenerul și cu copiii, dar bineînțeles că mai sunt și părinții, să spunem. Nu contează că sunt părinții lui sau părinții ei, da? Una este să stai la distanță, da? Fiecare la casa lui și dacă am chef îi răspund sau timp mamei sau tatălui, dacă am dispoziția necesară, nu să fiu tot timpul la dispoziția părintelui. Asta apropo de, mă gândesc la Alficon, care numește genul acesta de părinte, mai ales la mămici sau bunici, părintele cloșcă. Sau elicopter, da. Hiperprotector, da. Sau elicopter, exact. Survolează. Care survolează spațiul intim al copilului. Și, vai mamă, pentru dar că... nu, te-am sunat de 5 ori și nu mi-ai răspuns la telefon. Bun, pot exista urgențe. Nu respectă, nu respectă, da, individualitatea și granițele. Granițele personale, se supără, se simt igniți dacă nu le dai acces la tine și ne băgați le în cer să seamă. -ți respecte spațiu, exact, și le cer să se respecte spațiul emoțional, se revoltă, se reproșează că nu-ți pasă de mine. Se simt iubiți când le dai acces total la propria viață. Și chiar îți reproșează dacă nu dai curs acestor dorințe imperioase și acestui control, victimizându-se, spunând că nu iubești, că ești egoist. Cum poți să nu-mi răspunzi? Cum poți să-ți vezi de ale tale? Ești egoist și de aici se și conturează această mentalitate, această concepție ce mai observ în cabinet, o conotație negativă a faptului de a fi egoist. Adică și când încurajez să dezvolt ce înseamnă să fii egoist, adică să mă mai gândesc și la mine. E ca și cum ați te gândi la propriile nevoi, e ceva egoist, e ceva rău, nu-ți pasă, nu-l iubești și sacrificiul de sine e dovadă de iubire. Uite, întrebări pe care le ridică în capitolul 3 al cărții autoarea, când tânjiți după o relație cu părintele vostru imatur emoțional. De ce tot continuați să încercați? Și practic ea vine cu niște întrebări la un moment dat. De ce sperați în continuare la o relație și încercați să o obțineți? De ce nu pot să se schimbe? Ați putea să vă temeți că și voi sunteți imaturi emoțional? Că și eu mi-a plăcut și mie foarte mult. Perpetuez aceleași tipare cu proprii mei copii și există această suspiciune. Măi, dar dacă am împrumutat și eu de la proprii mei părinți și uite, transmit mai departe, deși eu merg pe ideea aceea, dacă eu am fost nemulțumit, să spunem, sau dacă am găsit niște hibe, niște bube în relația cu proprii mei părinți, vin și spun, eu niciodată n-am să fac cu copiii mei, sau eu niciodată n-am să mă port într-un anumit fel, sau eu, nu știu, pentru că am la dispoziție, iată, și literatură de specialitate și de parentaj, eu o să mă educ și o să învăț și nu o să repet aceleași greșeli pe care le-au făcut părinții mei cu mine. Sigur, asta este o speranță și o intenție exprimată la nivel rațional, dar aceste tipare sunt emoționale. Cu siguranță nu putem da mai departe ceea ce nu am primit. Vom da mai departe ceea ce am primit. Dar ceea ce, și de ce am zâmbit când ai citit ultima frază, poate că te întrebi și dacă și tu ești un părinte imatur emoțional și observi anumite lucruri scrise în carte cu care rezonezi, m-a lovit, aș spune că asta e cuvântul potrivit, și pe mine această frază. Și culmea, când am ajuns la ea, tocmai mă întrebam lucrul acesta. Mi s-a părut o sincronizare extraordinară între parcurgerea acestei cărți, cum am internalizat-o, conținutul, și am început să mă întreb, aoleu, oare și eu sunt așa? Și mi-a plăcut tare mult că a făcut acea diferență între anumite comportamente imature din punct de vedere emoțional
ca o expresie a unor momente temporare de regresie emoțională, Exact. momentele în care poate suntem obosiți, suntem stresați. Sigur că inevitabil în viața asta, oricât de mult ne propunem să nu repetăm greșelile părinților, să nu rănim, pentru că știm cum e, că ne-am simțit și noi răniți, inevitabil vom face lucruri care vor răni. Chiar și dacă nu aveam această intenție, dar asta nu ne absolvă până la urmă de a fi interesați de impactul pe care l-a avut comportamentul nostru asupra celuilalt și de suferința, grija cu privire la suferința celuilalt. Și face diferența între aceste momente de regresie emoțională, pe fond de oboseală, de stres, și tipare emoționale. Pentru că în momentele astea temporare, atâta timp cât noi suntem interesați de sentimentele și gândurile celorlalți, suntem interesați de lumea lăuntrică a celuilalt, suntem autoreflexivi, ne preocupă să ne înțelegem contribuția la problema cu care ne confruntăm, la impactul, la consecințele pe care le-a generat comportamentul nostru, suntem interesați să hrănim relațiile, să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile greșeli și să încercăm să reparăm, asta arată că în realitate suntem maturi emoțional, avem această capacitate și e firesc ca uneori să mai regresăm, uneori să nu ne iasă. Mai degrabă putem vorbi de un tipar emoțional imatur atunci când aceste comportamente se repetă în mod frecvent și în mod automat. Deja nu mai e conștientizat. Când nu ne dăm acest răgaz să reflectăm asupra impactului pe care îl au acțiunile noastre, când proiectăm propria responsabilitate pe ceilalți, îi învinovățim pe ceilalți, când e suficient să spunem că, da, n-am intenționat să fac lucrul ăsta, vedem asta la copii, dar n-am vrut. Și gata, dacă n-am vrut, înseamnă că E scuzabil. de vină. Dar nu suntem interesați să vedem că totuși, ok, n-am vrut, dar lucrul ăla l-a rănit. Și să fim curioși să vedem cum să facem pe viitor și să-l susținem susținem măcar afectiv, în a-l ajuta să-și gestioneze acele nemulțumiri pe care le-a provocat comportamentul nostru. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Ioana Petrescu, psihoterapeut de orientare psihanalitică, psiholog clinician, consilier de dezvoltare personală și membru fondator al Asociației de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională, despre vindecarea traumelor provocate de părinții maturi emoțional de Lindsay Gibson. Vă mai arăt cartea la cameră, ce înseamnă să fii părinte imatur emoțional și până la urmă cum depășim, să spunem, pentru că este un tipar relațional, cum depășim acest tipar emoțional și cum reușim să avem, să spunem, și să dezvoltăm, să cultivăm relații cât mai sănătoase și cât mai funcționale cu copiii noștri. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, mulțumim și Oanei Petrescu, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o zi superbă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!